Hristos a înviat! Bine v-am găsit, iubiți frați și surori, întru Hristos Domnul, la pilda zilei. Mă rog ca această lumină, care străjuiește această emisiune, să vă însoțească pe calea adevărul și viața până în veșnicie. Astăzi, iubiților, despre clopotele din albi. Pe vârfurile cele înalte ale alpilor sunt așezate clopote, ce pe vreme de furtună încep ele singure a răsuna, mișcate încoace și încolo de puterea furtunii. Aceste clopote sunt așezate pentru turiști. Prin dangătul lor, ele dau de știre turiștilor rătăcitori că acolo se află o casă de adăpost și scăpare. În puterea nopții și furtunii, ele parcă strigă: Veniți aici, scăpați aici! Ce minunată icoană pentru viața noastră ce a sufletească. Pe timp de furtună, pe timp de încercări și necazuri, se poate auzi și în viața noastră glasul unui clopot mântuitor. Este glasul scumpului nostru mântuitor, Isus Hristos. Domnul ne cheamă și ne spune, veniți la mine și eu vă voi odihni pe voi. Omul cel credincios, tocmai în timpul când furtuna încercărilor e mai mare și întunericul mai grozav, aude glasul lui cel dulce, veniți la mine toți ce osteniți și eu vă voi odihni pe voi. Iubiți fras creștini, pildele sunt exemple grăitoare de viață prin care ne vorbește Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. În lumina acestor pilde vă binecuvintez și vă dau întâlnire la o nouă emisiune, Pilda Zilei. Hristos a înviat, adevărat a înviat.